Drobeta Turnu Severin a dovedit că este un partener loial al sportului, iar de această dată va intra în istoria culturismului și fitnessului. Datorită implicării primarului municipiului Marius Creciu, campionatul balcanic de culturism și fitness va avea loc și în acest an în orașul nostru. Drobeta Turnu Severin găzduiește pentru a treia oară consecutiv campionatul balcanic de culturism și fitness. Acest eveniment aduce municipiului o imagine importantă pe harta sportului european. Primarul Marius Creciu, un iubitor al sportului, a reușit, în ciuda greutăților provocate de pandemie, să aducă în Severin cea mai importantă competiție sportivă din zona balcanică. Suntem la un eveniment deosebit. Campionatul balcanic de fitness și culturism, un eveniment deosebit pentru orașul nostru. Ne bucurăm și m-am implicat de la început, ne bucurăm că primăria s-a putut implica să susțină acest eveniment. Aduce mulți oaspeți în orașul nostru, oaspeți din toate țările balcanice. Este important să începem încet, încet să revenim la activitățile noastre dinainte de această pandemie, să revenim la viața normală și campionatul balcanic este un bun prilej să ne întoarcem la viața noastră dinainte. Sunt mulți sportivi, e un eveniment deosebit, un eveniment pe care orașul nostru și-l dorește să-l aibă și de acum înainte. Eu, ca și primar, o să mă implic, m-am implicat, o să mă implic în ideea în care sportul este un bun ambasador al nostru, al tuturor celor care nu numai că iubim sportul sau sprijinim, dar trebuie să fie un mod de viață pentru noi, pentru toți. La conferința de deschidere, alături de primarul municipiului Marius Creciu, au fost prezenți președintele Federației Române de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, dar și președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness, Rafael Santoja, care au menționat faptul că Drobeta Turnu Severin devine în aceste zile capitala culturismului din Balcani. Drobeta Turnu Severin a devenit capitala competițiilor balcanice. Vă spun asta în calitate de președinte al Federației Balcanice, vă spun asta ca și manager a ceea ce înseamnă 13 federații, iar de departe, orașul Drobeta Turnu Severin, respectiv edilul orașului dumneavoastră, se comportă în așa fel încât ne întoarcem cu drag de fiecare dată aici. Vedeți destul de bine că o competiție de asemenea învergură nu se poate desfășura fără implicarea autorităților. Vedem destul de bine că încercarea de a deveni la și de a reveni la normalitate se face împreună, se face cu oameni și pentru oameni. Noi, pentru asta suntem aici. Încercăm cu colegii din celelalte țări să facem o competiție frumoasă și da, spunea bine domnul primar, Drobeta Turnu Severin este și va fi un ambasador. International Federation of Bodybuilding and Fitness is a big family with 203 members. Federația Internațională este o familie mare cu 200 de țări membre, 203 țări membre. We have activities worldwide. We organize about 8000 events internationally. Avem evenimente organizate în toate țările din lume, peste 8000 de evenimente anuale. Amongst this event, the official ones, the regional ones, like the Balkan Championship, are very important for the world ranking. Printre cele care se organizează, cele care sunt precum campionate europene, mondiale, care contează și la clasamentul final al sportivilor, iar campionatul balcanic face parte din acestea. Historically, Balkan Championship is a very important event in Europe and internationally because provide very talented athletes. Din punct de vedere istoric, acest campionat este unul foarte important, deoarece oferă sportivi de o calitate superioară pentru competițiile internaționale. Balkan Championship is a high performance event, but as well is an opportunity for youngsters from all the Balkan countries to meet together to enjoy a sport and passion for healthy life. Acest campionat este o oportunitate pentru sportivii din țările balcanice, fie ei juniori sau masters, ceea ce înseamnă peste 40-50 de ani, să se întâlnească, să aibă performanțe ridicate și să aducă mândrie zonei. And I wish to mention the leading role of the Romanian Federation. Aș vrea să
Menționez faptul că conducerea Federației Române are un aport foarte important. Working in this case together with the city of Drobeta Turnu Severin to make a full package of sport, history and social happening. Faptul concret despre ce vorbesc este legătura dintre administrația locală și cea a federației în a pune în practică legăturile dintre sport, social media, cum se spune în zilele astăzi, și performanță. Printre participanți se află și severineanca Adina Ivașcu, care este deja obișnuită cu astfel de competiții, fiind campioană națională. De asemenea, România are sportivi de excepție, precum Florentin Corbeanu, care este polițist. Numele meu este Ivașcu Adina, sunt deja campioană balcanică anul trecut la categoria Body Fitness. Iată că din nou mă simt mândră și onorată să fac parte din nou din Rotul Național de Culturism și Fitness. Și pe această cale vreau să mulțumesc domnului primar Marius Crăciu, pentru că cu ajutorul dânsului, iată că în orașul nostru se desfășoară din nou campionatul balcanic și sunt onorată să iau parte din nou din lotul național și sper ca și de această dată să păstrez medalia de campioană balcanică. Și ce pot să spun? Vreau să urez succes tuturor colegilor mei și România să fie învingătoare din nou, așa cum a fost și anii trecuți. Domnul Corbeanu, vă ajutăm. Numele meu este Florentin Corbeanu, sunt component al lotului național din 2019, sunt campion național, campion balcanic și vicecampion european la categoria fizic. Îmi pare bine că am fost luptat în continuare la lotul național pentru a participa la aceste evenimente. Ce vreau să vă spun, domnul Corbeanu este lucrător în capul Ministerului de Interne, este unul dintre polițiștii activi ai României, care desfășoară activitatea și care în același timp practică și sportul. Sportivi din 7 țări vor pleca cu amintiri din Drobeta Turnu Severin și vor povesti acolo unde vor merge de orașul nostru. Sportivi din 7 țări, din toată zona balcanică, ei vor merge în orașele lor, vor vorbi de Drobeta Turnu Severin, ne vor face o imagine bună. În al doilea rând, din punct de vedere economic, este bine pentru oraș, hotelurile sunt pline, pensiunile, restaurantele, revenim, cum spuneam și mai devreme, ușor-ușor la viață și ne bucurăm să fim parte din această mare familie a celor care practică sportul. Marius Creciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, este încântat și susține organizarea campionatului balcanic, considerând că acest fapt va influența pozitiv imaginea orașului și totodată va avea consecințe economice benefice.